Să-mi spuneți dacă putem începe. Putem? Să verificăm dacă se aude. Bună ziua tuturor! Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, Ministerul Educației anunță o nouă inițiativă, lansarea proiectului pilot Investim în Profesori. Pentru noi este un proiect de suflet, unul extrem de important, pentru că calitatea predării la clasă depinde, în primul rând, de competențele și cunoștințele cadrelor didactice. Și prin acest proiect pilot ne propunem să regândim procesul de formare continuă, de instruire a cadrelor didactice. Trăim într-o lume în continuă schimbare, generațiile de copii au noi necesități, profesorii se confruntă cu noi provocări, de asta instruirea, formarea continuă este extrem de importantă pentru a-i pregăti să răspundă acestor provocări. Proiectul pilot vine cu o abordare diferită față de cea care a existat până acum privind formarea continuă. Dacă de obicei, tradițional, cadrele didactice achitau pentru aceste formări și ele se desfășurau undeva la centru, în grupe create din profesori din diferite instituții de învățământ, și asta însemna că atunci când cadrul didactic revenea înapoi în instituția unde activează, nu întotdeauna găsea susținerea, deschiderea din partea colectivului pentru a implementa acele schimbări care le-a căpătat, acele noi competențe pe care le-a căpătat în cadrul cursurilor de formare, și nu se producea o schimbare la clasă ca urmare a formării continuă, atunci în cadrul acestui proiect pilot o să inversăm lucrurile și o să avem o abordare dramatic diferită. Deci, comparativ cu modelul tradițional, în cadrul acestui proiect vom selecta instituții de învățământ, nu cadre didactice. Se va merge în instituția de învățământ cu un program de formare, deci formatorul va veni în clasă la cadrul didactic și nu invers. Se va lucra nu cu câte un profesor izolat, dar cu întreaga comunitate școlară, în așa fel încât acele noi competențe, atitudini, noi cunoștințe să fie cu adevărat implementate în instituții și susținute acele noi abordări de întreg colectivul pedagogic, și să vedem în final o transformare a instituției de învățământ, o schimbare la nivelul culturii organizaționale. Credem noi că anume printr-o asemenea abordare, unde formatorii vor merge în instituțiile de învățământ și vor instrui practic tot colectivul pedagogic, vom reuși să vedem un rezultat final în sălile de clasă. La fel, este foarte important că în această nouă abordare ne propunem să construim o relație de mentorat între instituția de formare continuă și instituția de învățământ, ca să existe o relație de durată, apar anumite întrebări, anumite necesități noi pe parcurs să se încheie această relație personală și poate să abordeze formatorii cu experiență, cadrele didactice, să spună întrebări și să le primească. Și să construim o relație care să dureze în timp, jumătate de an, un an de zile, pentru că această schimbare, într-adevăr, să se regimenteze, să se încetățănească în fiecare instituție. Noi, pentru a selecta tematicile, am avut discuții cu cadrele didactice, cu formatorii, cu instituțiile de învățământ, ca să selectăm acele tematici care să răspundă cu adevărat necesitățile cadrelor didactice astăzi. Vor fi abordate subiecte importante, solicitate de către cadrele didactice, precum bunăoară, inteligența emoțională, starea de bine a cadrului didactic, cultura organizațională în cadrul instituției, comunicarea eficientă cu elevii, adaptarea la diversitatea elevilor, construirea încrederii și respectului în cadrul instituțiilor de învățământ. La fel, vom avea un întreg modul privind relația dintre cadrele didactice și părinți, cum să existe o comunicare eficientă, cum să construiască parteneriate bazate pe respect, cum să fie mai mult implicați părinții în viața instituției de învățământ. Nu în ultimul rând, vom atrage o atenție deosebită educației inclusive, pentru că este un subiect complicat, deseori invocat drept un subiect dificil de către cadrele didactice, și unul dintre modulele în cadrul acestui program de formare continuă se va referi și la educația inclusivă.
În general, în cadrul proiectului pilot, vor fi selectate 50 de instituții de învățământ. În fiecare instituție ne așteptăm să instruim în jur de 50 de cadre didactice, deci un total de 2500 de profesori. Asta este cam 10% din toate cadrele didactice care activează astăzi în școli în Republica Moldova. Bugetul total al acestui program este 6 milioane de lei. El ar urma să se desfășoare până la finalul acestui an, deci o să fie un program destul de intensiv, pentru că el o să includă 75 de ore de contact direct, 100 de ore de studiu individual, 35 de ore de follow-up și până la 90 de ore de mentorat și consiliere pentru fiecare instituție de învățământ. Îndemnul nostru este către instituții să aplice pentru a face parte din acest program. Deci el este un program voluntar, bazat pe dorința instituției de a schimba, de a îmbunătăți lucrurile în cadrul instituției și noi venim cu suportul necesar alături de formatorii care vor fi implicați în proiect pentru a ajuta să producem într-adevăr o schimbare de cultură în acea instituție și răspundem la necesitățile cadrelor didactice de acolo pentru ca să fie mai bună și să fac mai bune și să fac față provocărilor zilei de astăzi. Dacă acest program pilot va fi unul de succes, ne propunem să-l extindem anul viitor. Noi, la începutul programului, vom evalua starea instituției, dacă doriți. Vom evalua în ce măsură există o relație bună și sănătoasă între cadrele didactice, între cadrele didactice și elevi, între cadrele didactice și părinți, anumiți indicatori de performanță. La finalul programului și după o jumătate de an, vom mai evalua odată situația în instituție pentru a vedea dacă un asemenea model de formare continuă are impact. Noi credem că va avea, pentru că este un model mult mai concentrat, mult mai axat pe nevoile reale ale fiecărui cadru didactic și implementat în fiecare instituție de învățământ. Respectiv, dacă într-adevăr se va demonstra, evidențele vor demonstra că această abordare este mult mai eficientă, atunci vom scala la nivelul întregii țări și anume în așa cheie vom face formare continuă pe viitor. Ne bucurăm că putem să începem cu acest proiect pilot, urmând ca deja în 2024 să-l extindem pentru mai multe instituții care vor dori să participe. Pentru a se înscrie în cadrul programului, instituțiile urmează să intre pe pagina ministerului mec.gov.md. Acolo va exista posibilitatea de înregistrare prin completarea unui formular. Pentru noi este important instituția să vrea să se schimbe, să vrea să participe în acest experiment comun, în această aventură comună și să ne asigurăm că există susținere la nivelul instituției din partea majorității cadrelor didactice pentru a participa în acest program, ori este foarte important să se dorească, să se însușească aceste competențe, aceste abordări noi și de asta punem accentul pe aspectul voluntar. Îndemnăm directorii de instituții să se familiarizeze cu condițiile, să aplice și în parcursul următoarelor săptămâni vom selecta instituțiile, vom selecta și instituțiile de formare continuă care ar urma să presteze aceste servicii de formare și de comun acord să agreiem orarul prin care până la finalul acestui an programul să fie implementat. Vă mulțumim și așteptăm aplicațiile dumneavoastră de pe pagina Ministerului Educației mec.gov.md. Mulțumim! Da, vă rog! Pentru că am înțeles că profesorii au încetat greva și elevii au revenit la ori. Cum s-a ajuns la această situație în condițiile în care el, tot în direcția de la Ialoveni, a fost foarte categoric că ei nu vor ceta și că nu poate exista un liceu mai puțin de 200 de copii, pentru că ei nu au nici în clasa 11 elevi și între 12 au 10 copii. Cum s-a ajuns la această situație? De unde, de fapt, s-a revenit deja de 3 ori? Deci, în primul rând, e de apreciat că lucrurile s-au rezolvat și copiii au reluat procesul educațional. Credem că asta este un lucru salutabil. În același timp, compromisul rezonabil care a fost identificat între direcție și Consiliul Raional și Minister este că costurile pentru această clasă vor fi acoperite de către Consiliul Raional. Noi nu vom cheltui bani din bugetul de stat pentru această clasă, urmând Consiliul Raional să-și asume integral costurile de desfășurare a activităților pentru acei copii. În măsura în care anul viitor ei vor dori să meargă totuși la Rusești noi, atunci noi vom relua finanțarea de la bugetul de stat. Atâta timp cât lucrul ăsta nu se va întâmpla, clasa va fi finanțată de către Consiliul Raional. Mulțumesc!
atunci, la anul viitor, practic, va fi aceeași situație. Deci va rămâne totul în clasă, dacă se va pune piciorul în praf, iar și vor face protest și adică nu se va... Deci depinde de ce vor ei să facă, dacă vor să păstreze clasa, o să o finanțeze ei. Dacă însă vor exista, în primul rând, părinți care vor vrea să meargă într-o altă instituție de învățământ, unde calitatea studiilor este mai bună, unde există asigurare pe deplin cu cadrele didactice, unde condițiile de studiu sunt mai bune, lucrul ăsta se va întâmpla pentru că nimeni nu poate îngrădi dreptul părintelui de a alege o școală mai bună pentru copilul său. Danilo Vatevere-Moldova. În primul rând, cu referire la program, vă rog să ne spuneți dacă vor fi mai multe instituții care vor dori să se înscrie în acest program, care va fi selecția, la care criterii? Vom merge cu instituțiile mai mari, acolo unde sunt mai multe cadre didactice, ca să programul să producă și un impact corespunzător mai mare. Noi sperăm foarte mult să avem aceste 50 de aplicații, ori, după cum spuneam, va necesita și un anumit efort din partea instituției, pentru că totuși 75 de ore de instruire directă în 3 luni de zile nu este puțin. Cadrele didactice ar urma să se implice plenar în acest proces și să vrea să participe într-un exercițiu de schimbare până la urmă, pentru că orice instruire are rezultat atunci când se schimbă lucrurile în instituții, lucrurile la clasă, în procesul de predare, și asta întotdeauna necesită și o schimbare la nivel personal, un nou mod de a face lucrurile. Și sperăm noi să găsim instituții dornice să-și asume o asemenea provocare. Și dacă vor fi format cu prezență fizică, să vor fi posibilitatea și... Vor fi absolut obligatoriu cu prezență fizică, pentru că credem că noi doar așa putem asigura calitatea. Sunt invitate să participe instituțiile din toate raioanele țării, nord, sud, centru, se vor deplasa formatorii în acea instituție, cât nu ar fi de departe, dacă este de acord să participe în această provocare comună. Și încă o întrebare. Recent UNESCO a cerut guvernelor să reglementeze inteligența artificială și ChatGPT, pentru că, spun experții, ar fi o nouă formă de plagiat sau înșelăciune în universități. Dacă guvernul, nu știu, analizează această situație, dacă s-a discutat la acest nivel? Nu cred că Republica Moldova va fi prima țară care să reglementeze ChatGPT. Așteptăm să vedem ce să facă alte țări și care o să fie abordarea lor pe acest subiect. În egală măsură, încercarea de a opri schimbarea și avântul tehnologiilor informaționale este din start sortită eșecului. ChatGPT va deveni parte din viața noastră, la fel ca și inteligența artificială. Trebuie să căutăm moduri prin care să ne adaptăm și să utilizăm la maxim aceste noi posibilități. Încercarea de a ne îngrădi de viitor nu o să oprească viitorul să vină peste noi. În primul rând, cred eu că este salutabil că guvernul a reușit în ajunul zilei profesorului să identifice resursele pentru acele plăți unice care au fost anunțate, de 5.000 de lei pentru toate cadrele didactice și 3.000 de lei pentru personalul non-didactic. Vor beneficia de aceste plăți în jur de 102.000 de persoane. Cred că este cel mai mare efort care a fost făcut până acum în sensul unor asemenea plăți, în așa valoare și pentru număr atât de mare de oameni, în ajunul acestei frumoase sărbători, care vom marca de altfel pe data de 30. În același timp, noi continuăm discuțiile cu sindicatele privind majorările salariale. Vom avea o discuție săptămâna viitoare cu reprezentanții sindicatelor pe acest subiect. Bineînțeles că vor exista majorări salariale la 1 ianuarie 2024, așa cum întotdeauna există majorări salariale la început de an. Vom discuta despre ce posibilități avem astăzi, cât de mari vor fi aceste majorări, care categorii vor beneficia, în ce sumă și așa mai departe. Suntem încă totuși la o etapă preliminară, pentru că nu avem datele problemei pe deplin, nu avem un buget elaborat pentru 2024 ca să înțelegem parametrii generali. Cred că o cifră concretă vom putea anunța cel de vreme la mijlocul lunii noiembrie. Până atunci se vor mai clarifica lucrurile cu prețul la gaze, cu prețul la electricitate, cu alte elemente care inevitabil influențează posibilitatea statului de a oferi o creștere salarială mai mică sau mai mare. Între timp vom discuta cu sindicatele pentru a vedea care sunt așteptările, care sunt posibilitățile, pregăti diverse scenarii și atunci când vom avea o claritate privind
bugetul, vom putea spune cu certitudine care vor fi aceste majorări, dar ele vor exista cu siguranță. Dar ce salariu are un profesor cu experiență și un începător? Un începător are un salariu brut, un salariu net în Republica Moldova, în jur de 6700 de lei. Un profesor cu experiență ajunge, vorbim de salarii, salarizarea pe o normă didactică, da? Ajunge la 9000-9500 de lei. Dacă, așa cum se întâmplă destul de frecvent, se lucrează pe o normă, pe o normă jumătate, multiplicați cifra respectivă la 1.5, iar adițional, unele cadre didactice care, de exemplu, mai au și controlul caietelor, asigură funcționarea unui laborator, lucrează cu copii cu CES, mai au sporuri specifice care se mai pot ridica câteodată și la 1.000-1.500 de lei. Pentru unele cadre didactice, de exemplu, la limba română, poți ajunge și la 2.000 de lei adițional. Deci, suprapuse, sumele variază, pentru că depinde de experiența fiecăruia, gradul didactic, dar oscilează pentru o normă didactică între 6600 și 9000 de lei. Dar luați în calcul ideea de a le satisface cererile lor? Mă refer la cifrele de care vorbesc sindicate. Bineînțeles că noi ne dorim să putem să oferim salarii cât mai mari, de asta analizăm propunerile. Totul depinde de resursele pe care le vom putea identifica. Eu cred într-un dialog constructiv bazat pe cifre și vom porni, noi nu am avut acest dialog, dar îl vom continua și săptămâna viitoare, ne vom întâlni cu cifrele pe masă și vom discuta ce putem face, pornind la diverse scenarii, în așa fel încât la mijlocul lunii noiembrie să putem să oferim o cifră concretă. Dar ați putea face o statistică în Moldova, câți profesori sunt tineri și câți sunt în vârstă? Depinde cum definim noțiunea de tânăr. Sub 35 de ani, cred că sunt mai puțin de 20% din cadrele didactice, dar aici nu am o cifră exactă și vă rog să nu mă citați. Dacă vorbim de cadrele didactice în etate, cifra ajunge la 40%. Și ultima întrebare, ce face Ministerul ca să atragă tinerii profesori, mai ales vorbind la sat? Deci noi am promis și proiectele de hotărâri de guvern deja sunt înaintate. Vom majora indemnizația de încadrare de la 120.000 la 200.000 de lei. Am propus dublarea burselor la pedagogie anul acesta și proiectul este în desfășurare. Vom investi mult mai mult în căminile studențești pentru profesorii la pedagogie. Am stabilit cu Banca Mondială că din acel proiect mai mare, 80 de milioane de lei vor fi oferite căminilor studențești. Acum suntem în procesul de selecție acestor cămine la Universitatea Pedagogică și la Universitatea de Stat, urmând ca anul viitor să aibă loc renovările și să îmbunătățim condițiile de trai pentru viitorii pedagogi. În același timp, noi am anunțat și ne vom ține de cuvânt, vom introduce și o medie la pedagogie, o medie de admitere, în așa fel încât să ne asigurăm că cei mai buni studenți, cei mai buni absolvenți vin la pedagogie și respectiv avem și profesori de calitate. După ce criteriu sunt selectați profesorii, câți profesori vor participa și ce buget, care mai fi planificarea acestui eveniment? Deci vorbim despre un eveniment tradițional, se numește, este finala concursului pedagogul anului. În fiecare an are loc selectarea celor mai buni cadre didactice din Republică, vor fi premiați 9. Respectiv, anul acesta, el se va desfășura la Arena Chișinău. Am decis să-l facem un eveniment de anvergură, pentru că credem că cadrele didactice merită evenimente frumoase. Ne așteptăm să participe în jur de 4500 de cadre didactice și din învățământ superior și din învățământ profesional tehnic și din învățământul general. Din școli, grădinițe, vor participa în jur de 3500 de persoane. Au fost partajate cote pentru fiecare raion, reieșind de numărul de cadre didactice în raionul respectiv. Au fost selectați și profesori care s-au implicat în elaborarea manualelor școlare, în elaborarea curriculumurilor, în desfășurarea examenilor, verificarea controlelor la BAC, deci cumva cei care au pus umărul voluntar desigur la activitatea sistemului educațional dincolo de predarea la clasă. Noi am primit sugestii din partea direcțiilor raionale, privire la profesorii care au rămas să participe. Ne-am mai uitat și noi peste acele sugestii. Criteriile de bază ar fi trebuit să fie rezultatele elevilor la olimpiadă, gradele didactice, activitățile extracurriculare pe care le desfășoară.
Pe locuri s-a ținut cont, pe locuri nu s-a ținut cont, pe locuri am avut și propuneri în esență pe linii de partid. Noi ne-am mai uitat peste acele propuneri și am ajuns la o listă finală care să îmbine viziunea ministerului și viziunea direcțiilor raionale, în special în ținând cont că ministerul organizează acest eveniment. În egală măsură, direcțiile raionale vor organiza și ele, la nivel raional, tradițional, anumite activități de ziua pedagogului, unde vor invita de sine stătători pe cine consideră ei de cuvinte. Mersi!